Văzut clovnul! Ai, băi, Jenea, iar clovnul ăsta? Da! Serios! Și unde l-ai văzut? În loc! Și ce, se scălda acolo? Dă-ne pace, clovnul, și așa n-am stat normal în casa asta, n-am mai putut dormi, da, nimic. Da, lasă-ne cu clovnul. Acum nici afară nu ne dai pace, chiar să ne odihnim o leacă la țară. Clovnul în ziua mare, da, au venit clovnul. Da, clovnul. Ce e cu voi? Haideți cu mine să vă arăt! Adică vrei să spui că suntem patru și doar tu îl vezi pe clovn? Da! Auziți? Da. Asta trebuie să fie clovnul! Haideți cu mine să vă arăt! Hai, să vedem că nu este el! Uitați-vă! V-am spus! Cred că am scăpat. Da, nu se vede nimic. Fu, eu v-am spus. Ce se mude? Este clon. Da. Dar voi nu mă credeți. Ai avut dreptate, dar trebuie să spui mai devreme. Mai devreme? Da. Dar eu și-am spus târziu sau ce? Păi nu mă credeți. Și oare ce vrea el de la noi? Ce i-am făcut noi lui? Oare urmărește vreun scop? Poate să gândim ca un clon și să înțelegem ce el vrea de la noi? Da, hai să-l întrebăm. Și cu tine, Jenea. Băieți, haideți să ne ascundem în bieș. Da-i băieți. Acolo sigur nu ne găsești. Da. Eu deschid și voi intrați repede pe urmă, intru și eu. Da, și închidem bine. Da. Uitați-o, nu vine? Parcă nu se vede. Parcă nu se vede. Asta, ok, bine. Dar explicați-ne, vă rog frumos, că eu până nu pot să înțeleg și tot și mă gândesc că asta stă în cap. Ce? Cum poate un clovn să mănânci miere și mănâncă miere? Tine asta și te deranjează acum? De parcă alte probleme acum nu avem. Dar ce e că suntem urmăriți de un clovn? Nu e o problemă.
urmărit ca urmăritul. Dar de ce mănâncă mierii? Eu nu pot să înțeleg. Iar s-a legat cu mierii este. Женя, ты... Хай. Я сейчас комментирую, скажу.